Înainte să începem clipul, v-aș ruga să lăsați în comentarii despre ce subiecte să mai vorbim pe canal, vă pup! Se pare că cel mai iubit duo din România este posibil să se întoarcă pe scenă împreună. Ian și Asteca 100% ne pregătesc o surpriză. Stai până la finalul clipului ca să afli de ce. Înainte să începem clipul, nu uitați să lași un like, un subscribe și să intri pe linkul din descriere pentru cele mai tari brățări, lanțuri și cagule reduse până la 80% muncava și talentul vostru. Grăbește-te să prinzi tu ceva pentru că mai sunt foarte puține în stoc. Se pare că Ian se joacă cu mintea fanilor, văzând că aceștia își doresc foarte mult unirea Ocul Record. În podcastul de la Beach Please spunea că este posibil o împăcare pentru că el nu e supărat pe nimeni și se pare că împăcarea e mai aproape decât credem. Vedem vreodată Ocult Records? Din partea mea, da. Credem că eu n-am dușmănie pe absolut nimeni. Acum două serii Ian a postat pe Instagram 3 poze în care își arată evoluția din 2019 până acum. Poze în care apare și Asteca. Descrierea pozelor este... Descriere prin care probabil a vrut să facă o referire la Asteca, pentru că ultima poză a fost o poză cu amândoi de când se înțelegeau. Pe lângă aceste 3 poze pe care le-a șters aproape instant de pe profil, Ian a început să urmească o singură persoană pe Instagram. Este vorba de contul Ocult Record, cont la care i-a dat unfollow în momentul cerții. Părerea fanilor este că pe data de 1 octombrie la concertul de la Arenele Romane, Ian o să apară pe scenă alături de Asteca. Încă nu avem niciun răspuns de la Asteca, însă toată lumea încă are speranța că o să se împace. Voi ce părere aveți? Lăsați în comentarii dacă credeți că cei doi o să apară pe scenă împreună anul acesta. Băi, înainte să terminăm, aș vrea să vă rog să intrați și la mine pe canal, acolo că am scos o piesă. Să lăsați-vă un like, un comentariu, ce vrea pula voastră, vă pup.